Stați acasă. Acesta este sloganul zilei, sloganul acestei perioade dificile pe care o traversăm cu toții. Însă a sta acasă presupune multe opțiuni. Putem să pierdem timpul, putem să-l folosim cu înțelepciune și aceasta depinde doar de noi înșine. M-am gândit că mulți oameni vor poate în perioada aceasta să învețe ceva, să studieze ceva sau, de ce nu, să se ocupe de relația lor cu Creatorul. Mulți n-au avut parte de un mentor, de un duhovnic, de cineva care să învețe cum să se roage sau cum să citească Biblia. Întâlnesc deseori oameni care spun, eu aș vrea să citesc Biblia sau am încercat să citesc Biblia, dar n-am înțeles-o. Este o carte complicată, este o carte istorică, este o carte care are multe aspecte care mă depășesc. Ei, pentru aceasta m-am gândit să vă invit într-o călătorie împreună cu mine. Vă invit să vă alăturați în această călătorie și împreună să citim Biblia. Voi citi pe internet în fiecare zi câte un capitol din Sfânta Scriptură, oferind câteva explicații pentru aceia care poate nu sunt obișnuiți cu contextul istoric, cu contextul teologic, cu ideile care sunt prezentate în această carte. Dar în perioada aceasta, în călătoria aceasta, vom putea să descoperim împreună frumusețile Bibliei. Să descoperim că această carte este foarte actuală, este foarte vie, este foarte practică și, de asemenea, este o carte adevărată care poate să schimbe viața noastră. De aceea, în perioada care urmează, așa cum am spus deja, vom citi din Sfânta Scriptură și mi-am propus să începem din lecturarea Evangheliei după Luca. Luca este unul dintre cei patru evangheliști care scrie dintr-o perspectivă foarte specială. El se adresează oamenilor din lumea largă, nu evreilor. În vremea aceea erau numiți păgâni toți ceilalți care nu erau dintre evrei. El le scrie oamenilor care nu aveau o cunoștință solidă în ceea ce privea istoria lui Israel. Totodată însă Luca le scrie unor oameni educați. Se pare că destinatarul acesta, Teofil, era un om cu pregătire, unii îl consideră chiar un guvernator din perioada aceea a bisericii. Așadar, în călătoria aceasta vom explora Evanghelia după Luca și înainte să încep să citesc efectiv primul capitol, aș vrea doar câteva date foarte generale ca să așezăm în context istorisirea aceasta. Evanghelistul Luca, un medic, scrie această istorie a vieții Domnului Iisus după ce și alții încercaseră să scrie biografii ale Mântuitorului. El își propune însă să facă una mai exactă, mai precisă, mai bine verificată, mai sistematizată, pentru a putea fi înțeleasă de cititori. Am să încep lectura acestei cărți minunate. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ne le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Urmează în acest prim capitol istorisirile a două nașteri miraculoase, nașterea lui Ioan Botezătorul și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Haideți să ascultăm prevestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. În zilele lui Irod, împăratul Iudeei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă, și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis,
Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Ioan Botezătorul este vărul lui Iisus. Este cel care a anunțat venirea lui Iisus în lume și el a fost considerat, conform legii lui Israel, un nazireu. Un nazireu era un om care alegea să trăiască o viață departe de toate ispitele lumii, consacrându-se lui Dumnezeu. Și acum urmează cea de-a doua prevestire, și anume nașterea Mântuitorului, nașterea lui Iisus Hristos. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Preiubiților, aici este cea de-a doua anunțare, prevestirea nașterii Mântuitorului și aș vrea doar să subliniez faptul că Maria a știut de la bun început prin prevestirea aceasta că fiul ei va fi Mesia cel așteptat de 2 milenii de poporul evreu. Știa că fiul ei va fi numit Fiul Celui Prea Înalt, adică Fiul lui Jehova, Dumnezeu. Maria a știut că Iisus Hristos va sta pe scaunul de domnie al lui David. Am ascultat cele două prevestiri, acum urmează să vă citesc momentul în care se împletesc cele două istorisiri. S-au petrecut la distanță și de timp și de loc una de cealaltă, dar acum ascultați modul în care cele două vin împreună. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
Maria a zis, iată roapa Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pânteciului tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a sărtat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Acesta este momentul frumos, dramatic, de descoperire, când cele două își dau seama că împreună au un destin unic în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Maria urma să-L nască pe Mesia, Elisabeta urma să-L nască pe premergătorul, pe cel ce avea să pregătească drumul, calea pentru Iisus Hristos. Sunt două istorisiri foarte frumoase și prin faptul că Maria primește vestea aceasta pe când este încă foarte tânără, fecioară, necăsătorită. Elisabeta primește vestea aceasta fiind o femeie înaintată în vârstă, stiarpă, fără speranță să mai aibă vreodată un copil. Vestea bună le cuprinde pe amândouă și de aceea urmează acum două cântece de laudă. Sunt două cântări glorioase care sper că vă vor încuraja și motiva și pe dumneavoastră. Prima este cântarea Mariei, o cântare plină de exuberanță, de laudă, de recunoștință, de proclamare la adresa bunătății lui Dumnezeu. Maria întâlnește deja Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu pentru oameni. În istorie, cântecul acesta a Mariei a fost în limba latină numit Magnificat. Johann Sebastian Bach mai târziu l-a pus pe versuri și a devenit una dintre ariile celebre ale acestui compozitor. Haideți să ascultăm cântecul Mariei și aș vrea să vi-l imaginați, poate îmbogățit de muzica aceasta, de închinare la adresa lui Dumnezeu. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Domnul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Urmează pasajul care descrie nașterea lui Ioan Botezătorul. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a 8-a, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat, în clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Ajungem acum la ultima secvență din textul pe care îl citesc astăzi, din primul capitol din Luca, și anume cântarea de laudă a lui Zaharia. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și răscumpărat pe poporul său.
și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a lui Dumnezeu, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul din umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Până mâine, când vom citi capitolul al doilea din Evanghelia după Luca, mă rog ca aceste cuvinte să prindă viață în inima și în sufletul vostru spre încurajarea voastră. Dacă doriți să citiți Biblia în întregime, puteți să ne scrieți, puteți să ne trimiteți un mesaj chiar pe linkul acesta pe YouTube, la comentarii, și cu dragoste vrem să vă facilităm accesul la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Scriptură este cuvântul viu care ne dă viață tuturor.